Bună, bine ați revenit la canalul meu. Dacă nu sunteți abonați, vă rog să vă abonați, mă ajută foarte mult. Și în videoclipul de astăzi vă voi arăta ce am comandat de pe site-ul Wish. Wish este un site de pe care poți comanda absolut orice. Eu am comandat niște lucruri cu BTS și mi-am făcut și o brățară. Și am primit vreo 2, 3, 4 și 5 pachetele. Le-am tăiat doar ca să le pot desface mai ușor. Nu m-am uitat ce este înăuntru și haideți să vedem împreună ce am primit eu astăzi. Știu ce sunt acestea. Mi-am comandat niște stickere și văd că au venit. Ok. Nu mă așteptam să fie atât de drăguțe. Bine, o să vi le arăt prima dată pe acestea. Sunt niște stickere tip carduri și sunt foarte frumoase. Ah, ce drăguț arată Jimin. Vai, îmi plac foarte mult. Oh, doamne. Ah, uite ce pe are. Bine, ok, astea sunt foarte drăguțe. Și acestea sunt cu personajele pe care BTS le-a creat. Cookie. Oh, doamne, asta e Shuki, vai, ce drăguț e. Mang e foarte drăguț. Tata. Dacă aveți un personaj preferat, să-mi spuneți în comentarii care este. Sunt foarte curioasă. RJ. Preferatul meu este Cookie. Pentru că este un iepuraș roz și este al lui Jungkook. Oh, doamne, au căzut urechiușile. Ce drăguț! Vai, ce sunt toți patru. De ce plânge? Bine, tot e adorabil. El habar n-are ce se întâmplă. Sunt foarte frumoase. Asta e puțin îndoit, dar nu contează. Ok, asta a fost super drăguțe. Și următorul o să-l desfac pe acesta. Nu vă arăt și spatele, că am adresat pe el. Ok. Mai multe lucruri decât aș fi crezut în asta. Mă gândeam că am comandat mai multe, dar nu știam că o să vină împreună. Ok. A, ce drăguț! Asta e un card de mulțumiri că am cumpărat de la ei. Și am comandat acest brelog de la BTS, persoana Map of the Soul. Sunt foarte drăguți.
Am primit și o poză cu ei. Foarte drăguț. Ok, și acesta... Evident că vreau să am și un blog pe care să scrie ARMY. Super! Ok, mă bucur că au ajuns și acestea. Și următorul este acesta. Să vedem ce e înăuntru. Ah, ok. Aparent... Mi-am comandat și acest blog cu cookie. Foarte drăguț. Îmi place că e roz. Care este culoarea voastră preferată? A mea cu siguranță este roz. Ok. Următorul o să-l desfac pe acesta. E puțin mai greu, cât care mai multe lucruri din el. Oh. Ok, are mult mai multe decât m-aș fi așteptat. Singurele lucruri pe care le-am comandat au fost aceste carduri de la BTS și aceste stickere cu cookie, bineînțeles. Ce drăguț arată! Și pe spate. Și se pare că am mai primit câteva lucruri în plus, la care nu m-am așteptat. Două poze. Asta e de la BTS World. Super drăguțe. Și... această poză. Este un postcard. Super drăguț. Nu m-am așteptat să primesc chestii în plus. Și nici asta n-am comandat-o. Este un phone ring pentru telefon cu mang. Ok. Hai să vedem pozele. Sunt foarte nerăbdătoare să văd ce poze sunt în pachet. Dacă pot să le și desfac. Ah, ok, pe aici. Pe site trebuie să fie 30 de bucăți, deci sunt o grămadă de poze. O să trec mai repede prin ele. Ah, ce drăguță la tare! Și toate aceste poze sunt din persoana. Albumul lor. Am un videoclip cu un album din persoană pe care mi l-am cumpărat. Versiunea a doua, dacă vreți să-l vedeți, l-am pe canal. Ce drăguț care păr albastru. Vii.
Preferatul meu din BTS trebuie să fie RM. Al vostru care este? Sunt curioasă să aflu. Și acestea au fost toate pozele cu BTS. Sunt multe. Ok, și ultimul pachet. Este acest vantai. Păi, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați și să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa!